Bun. Acum să continuăm cu conectările. Conectările sunt foarte importante. Dacă greșești conexiunile, poate în cel mai bun caz să nu funcționeze cântarul, iar în cel mai rău caz, dacă inversezi plusul cu minusul, de exemplu, la acumulator, poți să strici placa și, cum să zic, e mai ieftin să iei alta decât să te apuci să o repari. Ok, deci încep de la stânga la dreapta, da? Alimentarea. Îi notat pe placă, da? Prima mufă, după cum vezi aici, nu știu dacă se vede, da? Scrie clar BATT, de la battery, de la baterie, da? Deci prima mufă este pentru conectarea alimentării și nu oricum. În stânga este minusul, în dreapta este plusul, după cum vezi aici. Minusul este firul negru primul, următorul firul roșu plusul. Nu pune invers, pentru că în cel mai bun caz se arde siguranța asta, dar nu poți să mizezi pe asta, s-ar putea să se ardă și altceva de pe placă și salut, poți să o arunci. Deci, minusul primul șurub, plusul al doilea șurub, da? Foarte important. Mai departe, sunt două mufe cu câte patru șuruburi fiecare, da? Prima mufă este pentru conectarea senzorului extern de temperatură, deci ăsta, da? O să-l primești exact pe ăsta. Și cum se conectează? La primul șurub, firul roșu, la cel mai din stânga, care este notat cu plus, deci firul roșu, următorul șurub, al doilea, firul galben, da? Al treilea șurub rămâne liber, deci nu se conectează nimic la el, iar la al patrulea șurub se conectează firul negru. Da? Deci încă o dată, roșu, galben, liber, negru. La negru o să mai vină și un fir de la celula de sarcină, dar ajungem și acolo. Da? Deci, prima mufă de pat cu patru șuruburi, roșu, galben, liber, negru. Sunt firele de la senzorul extern de temperatură care se introduce în stup sau nu știu unde o să-l pui. Bun. Următoarea mufă cu patru șuruburi este pentru conectarea celulei de sarcină, da? Firul care vine de la celula de sarcină. Dar firul care vine de la cel sau cablul care vine de la celula de sarcină are 5 fire. 4 se conectează la mufa asta, da? A doua mufă cu 4 șuruburi, iar firul galben, care este ecranul cablului, se conectează împreună cu firul negru de la senzorul de temperatură, da? La ultimul șurub al mufei. Da? Deci, vine așa, firul galben de la celula de sarcină conectat împreună cu firul negru de la senzorul de temperatură, la mufa dinainte, iar la mufa pentru celula de sarcină, ordinea este roșu, verde, alb, negru, da? Roșu, verde, alb, negru. Roșu este plus E, dacă te uiți ce scrie pe placă, roșu plus E, verde plus I, alb minus I, negru minus E. Ok, deci încă o dată. Dacă începem cu primul șurub cu senzorul de temperatură, roșu, galben, liber, negru. Negru împreună cu galbenul de la celula de sarcină, trecem la mufa următoare, roșu, verde, alb, negru. Te rog să fii foarte atent la conexiuni și să nu greșești. Ok, mergem mai departe. SIM-ul de telefon, da? Se introduce cum? Ținând cu tăietura, da? Deci cu teșitura, de fapt, SIM-ului înspre în față, da? Și cu contactele SIM-ului în sus. Încă o dată, teșitura înspre în față, contactele în sus, să nu-l pui invers, de exemplu așa, că nu o să funcționeze, da? Deci, uită-te la poziție, teșitura aici, contactele SIM-ului în sus și se introduc aici sub placa de modem, da? Și se apasă cu un chibrit, cu o șurubelniță, ceva foarte finuț până face click. Da? Face click și se blochează, da? Ca să-l extragi, apeși fin pe el și iese afară, da? Deci încă o dată.
îl introduci aici și apeși fin pe el până face click, da? Și rămâne blocat sub placa de mod. Și conectarea antenei, da? O să primești și o antenă din asta. Deci te rog să fii și aici atent, pentru că mufa asta de conectare este foarte fină. Se pune mufa, vezi că este rotundă, peste mufa de pe placa modemului, da? Cu atenție să se potrivească și se apasă până face click. Da? Hop. Ok, da? După care mufa se poate învârti, dar nu mai iese. Da? Deci te rog să fii atent și aici, să nu o forțezi, să nu se deformeze, pentru că după aceea devine inutilizabil. Ok, deci neapărat atenție mare la legături. După ce odată ai făcut legăturile, firul roșu la plusul bateriei, firul negru la minusul bateriei și o să-ți apară, da, meniul pe ecran și așa mai departe. Pentru reglaje și restul setărilor cântarului există filmulețele pe care le-am făcut înainte. Trebuie să te uiți acolo cum se etalonează cântarul și așa mai departe, da?